19 elevi din Sibiu au fost declarați admiși la bacalaureat după ce au depus contestații. Lucrările au fost recorectate în Brașov. Un tânăr care luase bacalaureatul a depus contestație în speranța că va obține o notă mai mare. N-a fost așa, elevul a fost declarat respins după ce lucrarea a fost din nou corectată. Tinerii care au contestat notele la examenul de bacalaureat s-au dus la centrele de examinare încă de azi dimineață și au așteptat cu nerăbdare notele în speranța că vor promova bacalaureatul. La română am avut 5,50, la biologie 6,90. Mi-a ieșit numai 5,83 și am făcut pentru încă 17 timp. Afișarea rezultatelor i-a dezamăgit pe cei mai mulți dintre tinerii care au depus contestații. La română ai 5, ai avut 5,10, s-a dat 5 și ți-a rămas 5,10. Da, mă, mi-a dat 5,80, mi-a scăzut la 5,45, dar mi-a lăsat 5,80. La matematică am depus și am avut 5,80 și mi-a scăzut la 5,45, dar mi-a lăsat 5,80, mai dacă scade peste 50 de sutimi. Ce o să faci? O să dai în toamnă? Da, la română. Ce note ați avut? La matematică 1,50 în prima tură și acum văd 3,85 în contestație. La română? La română nu am găsit. La română a fost 380, acum să vedem ce este la contestație, dar nu găsesc. Au fost depuse 1005 contestații, am primit rezultatele de la aceste contestații și pot să vă spun că 124 de note au fost mărite și 89 au fost micșorate. Cei care nu au promovat bacalaureatul mai au o șansă în sesiunea din toamnă.